lăsa așa, poate că... Zice, băi, auzi, Mihai, noi știm ce era când... Bună ziua, vă spun așadată pe Stadionul Municipal din Fetești. Astăzi, 22 iulie 2023, se va desfășura finala fazei zonale, grupa a 6-a Sud Muntenia. CSM Fetești va începe acest meci în echipamentul Vișiniu Negru, Viitorul Ileana în echipamentul Roșu Galben. Vom începe cu următorul 11, în poartă Călugăru. Jucători de câmp, Călin, Drezaliu, Ureche, Gabrilă, Sonia, Păsitoru, Gene, Gerasim și Grigore. Este o vreme foarte caldă, sunt în jur de 38 de grade Celsius, caniculă. Este ora 18, brigada de arbitri, centralul din Tulcea, iar cei doi asistenți din Ploiești. Iată, formația oaspete a intrat în poziția balonă. Suprafața de joc se pozitează în condiții foarte bune. Echipa noastră va ataca de la stânga la dreapta. Primele contacte cu balonul le au jucătorii de la Ileana. Mingea se află în poziția portarului. Încearcă acum Gineu un pressing, însă aceștia combină lejer în propria lor jumătate de teren, ba chiar în propria 22 de metri. Schimbă mingea de pe parte pe alta, jucătorii de la Ileana, încercând să facă o posesie. Echipa noastră rămâne însă cantonată undeva la mijlocul terenului de joc. Son face un pressing, încearcă să-l ajute acolo și Gene cu numărul 13. Iată, încearcă acum jucătorii formației din Ilena un atac periculos. Acolo se află însă capitanul echipei noastre, Călin, care dinte balonul în afara spațiului de joc, vor arunca de la marine jucătorii formației din Ileana. Iată o fază periculoasă, va urma o centrare probabil în care un 116 metri respinge Ureche, va urma un șut, se arunca acolo în care Drezaliu, mingea se află la Gerasim. Gerasim încearcă să pătrundă în care este agățată și obține o lovitură liberă în terenul echipei din Liana. În tribune sunt aproximativ, cred, după părerea mea, 500 de spectatori. Și o galerie venită de la Ileana, dar și galeria echipei noastre. Avem o loptură liberă, să vedem cum vor respecta jucătorii noștri. George Cositoru trimite o minge în careu,
Brezaliu încearcă să prelungească cu capul, dar nu găsește pe nimeni și balonul se scurge în afara spațiului de joc. Se reia jocul, balonul se află în poziția formației din Ileana. Aceștia combină liniștiți, undeva în apropierea care o de 16 metri, va urma probabil o lansare lungă pe extremă. Acolo se află însă Gavrilă, cel care reușește să îndepărteze pericolul pentru moment. Aruncare de la margine. Revin jucătorii de la Elena în poziția balonului. Vor încerca probabil iar să arunce mingea undeva în care 116 metri, acolo pe centru se află Călin, cel care a degajat. Resping jucătorii de la Ileana, o minge, o bubuie undeva în afara spațiului de joc. Vom intra în poziția balonului printr-o repunere în colț care de 6 metri. Din păcate, vremea călduroasă a făcut ca în tribune să nu fie chiar așa de multă lume cum ne așteptam noi. Totuși, tribuna de aici, de unde filmez, din partea stângă, unde se află la umbră, este aproape plină, deci ar fi acolo cam în jur de 400 de spectatori. Grigore încearcă acolo să găsească un jucător, driblează, se dă o luptă pentru balon, pierde în cele din urmă. Cel care a trimis spre Bulia a fost Drăzaliu și mingea este acum în afara spațiului de joc. Aceasta este singura modalitate de a filma acest meci de aici, de undeva de la nivelul gazonului, deoarece în tribună se află foarte mult spectatori și mi-ar incomoda foarte mult vizibilitatea în privința preluării acestor imagini. Iată acum o fază fixă, fază frumoasă pentru noi, încearcă o centrare acolo, însă se înalță foarte bine și respinge un jucător de Ileana din fața lui Gene, fiind însă și un jucător mai scund, nu ar fi avut nicio șansă la această minge, iată un lung de linie. Să vedem acolo, nu cred că va avea de izbândă jucător de Ileana, deoarece iese foarte bine din dispozitiv jucătorul nostru cu număr 17, Drezaliu. Jucător care, așa cum vă spuneam, este transferat recent de la Bărgan Ciunță. Urmează un card de la margine pentru echipa din Ileana. Drezaliu se luptă și câștigă acest balon. Pentru moment, o cădere teatrală acolo a unui jucător. Sonia este cel care, iată, va degaja. Mingea încearcă să fie preluată de Gerasim, nu reușește. Și din nou jucătorii de la Ileana au intrat în posesia acestei mingi. Încearcă o deschidere pe partea cealaltă. Sunt câțiva jucători interesanți la această echipă Ileana. Iată, este faultat acolo cu numărul 6, undeva în zona tribunei a doua Gavrilă. Obținem acum o lovitură liberă. S-a executat, din păcate am executat această lovitură liberă modest. Balonul se află încetul de la mijlocul terenului. Combină jucătorii de la Ileana liniștiți în propria lor jumătate de teren. Noi deocamdată suntem așezați foarte bine pe distanța circa 20 de metri, grupat. Sonia încearcă să incomodeze o construcție. La urmă, o minge lungă aruncată în careu, iată pe partea, nu, dar este prea lungă și aceasta se scurge în afara spațiului de joc. Aruncare de la margine pentru echipa noastră. Cât privește formația oaspete, am intrat și în posesia jucătorilor acestora și numele lor. O să vi le comunic probabil în repriza secundă. Urmează o minge undeva aruncată la... Iată o fază periculoasă pentru echipa din Ileana, urmează un șut și Bulin. Bulin întinde o mână și reușește să rețină balonul, aruncă aici în aproape pe extremă spre Gene, combină înapoi cu către Călin scoate în centru, ureche, aruncă mingea undeva la mijlocul terenului, se găsește din nou Gene, iată-l pe Gene, îl găsește pe Grigore întoarce un jucător, găsește o minge foarte bună acolo în care către Marna. Șut Marna însă slabă și portarul formației din Ileana nu are probleme și reușește să rețină acest balon. Iată, notăm și o primă ocazie pentru echipa noastră. E bine că, iată, arătăm și noi că suntem pe teren, nu doar formația oaspete. Evident.
probabil că tactica este să așteptăm liniștiți în propria jumătate de tren și să declanșăm contraatacuri. Momentan, posesia este una mai bună în favoarea echipei oaspete. Pe urma, iar o minge aruncată în partea cealaltă. Iată un jucător de la Elena, foarte, foarte bun, are viteza acesta, însă nu reușește să treacă de Gavrilă. Sonia scoate înapoi spre ureche. Ureche trimite undeva spre mijlocul terenului, acolo la Gene. Gene rămâne totuși în controlul balonului. Spre Călin, Balin. Călin face un loc de linie, nu reușește, este ghicit. Un fault acolo și Mini este întrerupt. S-a reluat în cele de urmă în jocul. Se dau lupte crâncene pe acolo pe extremă, unde se află Gavrilă, iată și pe ureche. Nu cred că trece de ureche și bine se poziționează jucătorul nostru, care reușește să împiedice această fază și oaspeții au un corner. Urmează loptură de colț destul de periculoasă, jucătorii de la Ileana sunt destul de înalți, probabil vor încerca o fază fixă pe demarcare, iată se strâng Ciorchină, undeva acolo la căciulă, se desfac acum în momentul executării, urmează centrarea în care o respinge unul din la noi, șut din prima, însă mingea se duce mult peste poarta lui Călugăru. Degajează Bully. Din nou posesie a mingei care se află în favoarea jucătorilor de la Ileana. Plimbă călărășenii mingea. Împing oarecum jocul înspre poartea noastră. Iată din nou aceeași schemă, lansare pe extremă. Acolo însă se află Tudor. Tudor care reușește să scoată un au de poartă. Se anunță așadar un meci mai greu decât cele două pe care le-am avut acum cu Ștefăneștiu și cu Boldești. Iată o echipă solidă această viitorul Ileana. Cu jucători experimentați. Respinge Călin. Vor arunca de la margine oaspeții. Iată o fac. Grigore, foarte bine recuperează Grigore mingea. La urmă o lansare, iată aici lungă, pe partea stângă este un offside, corect, semnalizat de către asistentul aflat pe partea cealaltă a tribunei. După ceasul meu au trecut 15 minute, scorul este egal 0-0 cu câte două ocazii de a marca de ambele părți, însă șuturile au fost slabe, trimise la firul ierbii, iar portarii nu au avut probleme în privința recepționării balonului. În centru se află Tudor. Încearcă să treacă Tudor, nu reușește acolo, însă îl suplinește foarte bine ureche, dar pierde în posesia mingii. Reintră jucătorii de la Ileana din nou în posesia balonului, încearcă să construiască ceva, nu reușesc, acolo este Grigore la mijloc, driblează, foarte bine se descurcă Țonea, care lansează, iată, foarte bine pe Gerasim, Gerasim încearcă o deschidere foarte bună în bandă aici către Gene, să vedem, Gene va centra probabil, o centrează, mingea este respinsă de jucători, se află acolo o luptă în careu cu Gerasim, nu reușește, mingea ajunge la Cositorul, Cositorul! Este deposedat și să vedem acum Gavrilă, iată pe Gavrilă, să vedem dacă așa șut, mingea este deviată, însă reușesc jucătorii de la Ileana să respingă. Intrăm din nou în posesie Gene, dar nu reușește să stăpânească această minge. Din păcate a fost o bună oportunitate de a periclita din nou poarta echipei din Ileana. Plimbă aceștia mingea, o fac nestingeriți, liniștiți, nu sunt nici presați prea tare de jucătorii noștri. Atent, atent!
Okay, nouă lansare. Foarte bine este poziționat acolo ureche care respinge pentru un moment balonul. Din nou acțiune în bandă, va urma o centrare probabil acolo. Călin este foarte atent, reușește să respingă, trebuie să blocăm acest șut și bine o facem. Din nou jucătorii de la Ileana, iată se aruncă o minge în încercarea peste defensiva noastră. Călin stă bine pe picioare acolo, tatonează bine, urmează un șut. Este însă pe lângă poarta echipei noastre, iar călugurul lasă mingea să se ducă în afara spațiului. Momentan cele două galerii sunt amorțite, probabil și din cauza soarelui. Drezaliu trebuie să stăpânească această minge, îl trimite undeva în sus spre Călin. Călin este nevoit să dea din prima încercarea de a elimina pericolul. Iată din nou jucătorii de la Ileana. Vor încerca aceeași schemă să joace minge lungă pe partea stângă. Iată acum o minge în adâncime acolo. Este luat în brațe, este luat în brațe, dar arbitrul nu fluieră nimic acolo. Gerasim, în cele din urmă, iată, pune presiune și obține o lovitură de colț. Avem așadar o lovitură de colț. Iată, coboară Marna undeva mai la mijlocul terenului, încercarea de a stopa un eventual contraatac al echipei din Ileana. Urma o lovitură de colț în favoarea echipei noastre. Cositorul, să vedem, înalță balonul în careu, mingea ajunge la... Nu ajunge, se îndrepta spre Gavrilă, întoarce Gavrilă mingea pe spate, se sare la cap acolo, dar tușerul ridică fanionul, probabil a fost un offside sau un foul. Și iată, urmează pauză de apă. Așadar, este o pauză de apă, deoarece este foarte cald aici la Fetești. Așa cum spuneam, sunt acolo un termometru multe grade, probabil undeva 38. Iată și formația oaspete, la fel. Pauză de apă, prima în acest meci, la mijlocul repriziei, așadar suntem în minutul 22. Deja cele două echipe sunt chemate în teren de către centrala acestei partide. Duce ceva schimbări în defensiva echipei de la Ileana. Au schimbat câțiva jucători între ei, am observat. Nu mai ocupa aceleași poziții. Aceeași parte dreaptă în direcția lor de atac este căutată mereu în încercarea de a găsi o preș acolo jucătorii de la Ileana. Grigore încearcă un pressing, însă este singur. Sonia foarte bine pune umărul și reușește să-l deposedeze. Călin, cositorul, îl deschide pe Tudor. Tudor face o fentă frumoasă, să vedem unde va... Cearcă o deschidere lungă pentru Gene, dar mingea este prea lungă și nu mai ajunge, iese în afară spațiului. Bună încercarea! În imagine, antrenorul formației noastre, Dumitru Vasilică. Până în acest moment este un meci echilibrat. O ușoară posesie în favoarea echipei viitorului Ileana. Noi stăm bine așezat în defensivă. Călin încearcă o deposedare, Drezaliu. Da, foarte bine se opune Drezaliu, probabil nu ne reușește să oprească această minge care se duce în corner. Iată și banca de rezerve a formației CSM Fetești. Însă urmează acum o lovitură de colț. Ne așezăm. Perechi în careu, urmează o centrare în careu, lungă, periculoasă. Iese foarte bine acolo Călin și reușește să sufle balonul în jucător. Gene degajează,
Însă nu are cine să recepționeze acest balon, deoarece vârful nostru împins de Rasin se afla în cealaltă parte a terenului. Mingea a reintrat în poziția jucătorilor de la Ileana. Aceea schemă cu mingea aruncată mult pe bandă în partea dreaptă, dar aceasta se duce în afara spațiului de joc. Ne așteaptă așadar o seară frumoasă aici la Fetești, cu un meci important. Hai să vedem acum această fază. Încearcă, dar e singur acolo și nu poate recepționa această minge Gerasim. Combină din nou jucătorii de la Ileana. Iată doi jucători de origine străină. Din ce am înțeles, unul este congolez, unul este nigerian. Sper să nu greșesc. Da, insistă foarte mult jucătorii de la Ileana pe acea parte. Iată din nou o minge aruncată în careu. Nostru va urma un șut. Periculos, mingea trece puțin pe lângă poarta noastră. Iată o ocazie în favoarea echipei Ileana, să o notăm și pe aceasta. Oaspeții au 2-1 la raportul ocaziilor. Călugărul va degaja această minge. O va face lung undeva dincolo de jumătatea de teren, acolo unde l-a căutat pe Grigore. Mingea este în posesia jucătorilor noștri. Grigore driblează, deschide, însă a încercat acolo o combinație cu positorul, a mingea a fost trimisă prea tare, acesta nu a ajuns la minge, au intrat în posesie din nou jucătorii de la Ileana. E acolo Grigore, cel care reușește să obțină, oaspeții sunt cei care aruncă de la margine. Grigore însă a stopat o acțiune care se anunța destul de periculoasă. Aceeași combinație a jucătorilor de la Ileana, de pe stânga pe dreapta, de pe dreapta spre stânga, în încercarea de a schimba direcția de atac. Iată, se împiedică mingea aici, jucătorul cu numărul 21, Gerasim, însă trage de tricou și arbitru vede și fluieră această infracțiune, un fault pentru echipa din Ileana. S-a reluat jocul. Încearcă jucătorii călărășeni, aceeași, cum am spus de atâtea ori, aceeași fază cu mingea aruncată pe dreapta, acolo în direcția lor de atac. Hai să-l vedem pe Gerasim, nu reușește să intre poziția balonului. Însă jucătorii de la Ileana combină, au poziția balonului, iată aici în bandă. Va urma o minge aruncată în careu. Este acolo însă Gavrilă, care stopează mingea elegant pe piept și aceasta este protejată ajungând în brațele lui Călugăru. Se uită Călugăru cu să degajeze o minge pe lung, nu găsește o soluție, o trimite lui Gavrilă. Grigore, un 2 acolo cu Tudor. Tudor este înconjurat de jucători, reușește să se descurce. Caută o pasă filtrantă, nu reușește să mingea, nu ajunge la Grigore. Din nou mingea se află la jucătorii de la Ileana. Aceștia calmează, nu se grăbesc, evident. Scorul, reamintesc, este 0-0, ne apropiem de minutul 30. Sonea pune un picior acolo, dar nu reușește decât să întrerupă puțin pentru o fracțiune de secundă o acțiune a echipei din Ileana. Iată o nouă lansare, va urma o centrare în careu. Să vedem. Este acolo Drezaliu, degajează într-un jucător, mingea sare cu noroc la Călugăru. Minge pe lung, acolo adresată lui Gerasim. Gerasim încearcă, Gerasim să dribleze, nu reușește să treacă de masivul jucător al echipei oaspete, iar aceștia au intrat în poziția balonului. Sunt undeva în propriile lor jumătate de teren, combină. Vor încerca probabil să deschidă aceeași minge lungă pe partea dreaptă. Insistă mult pe acea parte dreaptă. Caută să găsească o breșă acolo pe bandă unde se află Gavrilă. A fost depășit însă foarte ușor. Să vedem, Drezaliu încearcă acolo să intre până în acțiune. Foarte bine, însă se află acolo Gavrilă, care reușește cu pulpa piciorului să trimită în afara spațiului de joc. Oaspeții cer un penalti, nici vorbă de așa ceva. Și chiar dacă a atins mâna
La regulament spune că atunci când mingea lovește o parte a corpului și apoi mâna, nu se consideră a fi hands și se sancționează cu penalti. Centrare periculoasă în careu. Respinge țune. Țin mai bine parcă de minge jucătorii de la Ileana. Poate că și asta este o tactică a antrenorului echipei noastre, de a-i lăsa pe aceștia să depună mai mult efort acum în prima repriză și să-și consume energia. Încercăm să ne concentrăm mai bine în defensivă. O minge pe lung, însă acolo este Călin. Hands clar, da, evident, la unul dintre jucătorii formației de la Ileana. Acesta a oprit o acțiune care se anunța destul de promisătoare pentru echipa noastră. Sonia se află acolo în preajma balonului, îl lasă lui Drezaliu, cu numărul 17. Drezaliu schimbă ușor aici în bandă cu Călin. Călin caută să găsească un adâncime pe Grigore, driblează, are 3 jucători în preajma, Sonia reușește să scoată mingea spre păsitorul, spre Tudor, dar e o minge prea tare și Tudor nu ajunge la aceasta. Suntem în minutul 34 după ceasul meu. Scorul este alb, 0-0, 2 ocazii de partea echipei din Ileana, una și pentru noi. Oaspeții sunt cei care, iată, vor intra în posesia acestei mingi. Se pregătesc să arunce de la margine. Cu siguranță o vor face cu un lung de linie, așa se și întâmplă. Sare Sonia acolo, reușește să respingă, o încercare de a trimite din nou o minge în adâncime, dar este prea lungă și aceasta este în afara spate de joc, vom arunca de la margine. Bureche, joacă acolo cu cositorul. Cositorul face un 1-2 cu Tudor. Tudor a încercat spre Grigore, nu l-a găsit. Combină lejer jucătorii formației din Ileana. Iată, acum încercând din nou să pătrundă spre jumătatea noastră de teren. Aceeași minge, se va încerca probabil o încercare de a deschide în adâncime și apoi o centrare. Nu se reușește, mingea este trimisă în afara spate de joc. Aruncare de la margine în favoarea echipei noastre. În imagine, iată și postamentul pe care va fi așezat trofeul acestei competiții. Până în acest moment, arbitrajul a fost unul excelent. Nu sunt reproșuri din partea niciunei tabere. O minge în careul nostru se întinde acolo foarte bine și o agață Drezaliu. Acesta a degajat spre Gherasim. Gherasim este singur acolo, nu reușește. Grigore se întoarce. Deschide pe Sonia. Sonia aruncă o minge în față. Iată acum o deschidere excelentă. Să vedem ce va face acum Gene. Încearcă Gene, dar este blocată și totuși scoate un out. Aruncare de la margine. Să vedem cine este acolo. Da, este Călin. Va încerca să arunce o minge lungă în care o deșea 10 metri acolo, aruncă spre Grigore care trimite spre spate. Să vedem acum, Gherasim se ferește de minge, o minge bubuită de către defensiva echipei din Ileana în față acolo, unde Ureche trimite excelent către călugărul care intră în posesia balonului. Acuză o accidentare un jucător de la Ileana, arbitru oprește jocul și mingea era în favoarea echipei noastre. Evident că va fi o minge de arbitru, deoarece era în posesia noastră, acesta mai trimite odată echipele la pauză, la o pauză de hidratare. Este, cum spuneam, extrem de cald aici la Fetești. Un moment de respiro bun venit pentru echipa noastră. Se aude în sfârșit și galeria. Cele două echipe, iată, sunt chemate de către centralul acestei partide să reintre pe suprafața de joc pentru a relua jocul. Evident, mingea se află în favoarea echipei noastre, este o minge de arbitru.
acesta o va în mâna echipei noastre. Călin intră în posesia ei. O pasează în centru spre cositorul, acesta mai departe în bandă către Gavrilă. Schimbăm puțin registrul de joc. Din nou aruncare de la margine pentru echipa din Ileana. În fundal se aude antrenorul echipei noastre, Vintu Vasilică, cu indicația adresată jucătorilor. Grigore. Grigore încearcă către cositor. Cositorul este faultat, evident, și obține o lovitură liberă. O talpă. Da, intervine și asistentul echipei noastre, doctorul Dragu Gheorghe. Suntem undeva în minutul 40 al primei reprize, scorul este alb, 0-0. Un meci echilibrat. Raportul de ocazii aparține formației oaspete, două ocazii, în timp ce noi am avut una singură. În cele din urmă, iată, se pare că este o accidentare mai serioasă acolo la cositorul. Se ridică în cele de urmă cositorul, ureche, pe jos, la firul ierbii, către Tudor. Nu poate Tudor să pătrândă, încearcă pe mijloc, aici îi trimite lui un șut curajos al lui Drezaliu, dar mingea se duce mult pe lângă port. 4 minute până la finalul celor 45 de minute regulamentare. Probabil vor fi 1 sau 2 minute de prelungire, având în vedere că s-au acordată cele două pauze de apă. Călin va încerca să protejeze această minge, o reușește și o trimit la urma aruncare de la margine pentru formația din Ileana. Iată, se aruncă. Sunt 2 jucători ai noștri care l-au încercuit pe jucătorul acesta, care prea ușor, după părerea mea, nu am văzut să fie atins. Este într-adevăr o lovitură liberă periculoasă, un fel de corner, dar ceva mai interiorul terenului, acolo la vreo 5-6 metri în interior și la vreo 2 metri față de linia de margine a terenului. Foarte periculoasă această fază, deoarece este o fază fixă. Să sperăm că vom scăpa de această... Foarte bine boxează acolo călugărul. O minge pe lung, extraordinar, se înalță acolo Călin și reușește să sufle balonul din fața unui jucător advers. Din nou o centrare pe lung, acolo se află ureche care reușește foarte bine, reușește să respingă această minge în afara spațiului de joc Gene. Scăpăm de presiunea acestei faze. O greșeală a unui jucător de la Ileana care a pierdut balonul. Gavril se aruncă foarte bine acolo. Vedem pe cositor, nu reușește, trimite o minge în picioarele un adversar. Extraordinar, Călin acolo se întinde și pune un picior în calea balonului, reușind să deturneze acesta în afara spațiului de joc. Au repus repede, din nou, Gene, blochează și Gene această fază și da, este corner. Ne așteaptă un final de repriză destul de greu. Iată, oaspeții presează în continuare, obțin, iată, încă un corner. Să vedem cum vor executa. Sunt periculoși la loviturile de colț. Iată și acum, înalță o minge acolo, respinge Călin foarte bine. Trebuie să ieșim cu linia un pic mai sus. Iar va fi aruncat o minge în careul nostru. Iar se înalță acolo jucătorii echipei de la Liana. Grigore pune un picior acolo, reușind să respingă. Cositorul nu este parcă în apele lui astăzi.
8 ceată și faultează, nu trebuie așa, este încă o fază fixă acordată echipei din Ileana. Se repetă parcă la Indigo faza petrecută cu ceva momente de pe această extremă. De data aceasta de pe cealaltă parte a terenului. Sunt jucători înalți, masivi, cei de la Ileana și pot pune în pericol partea noastră cu aceste lovituri fixe. Dar și noi avem acolo pe Drezaliu, iată o minge pe lung, nu reușește, iată o șterge doar puțin cu fruntea jucătorul de la Ileana, iar balonul este lăsat de gene în afara spatei de joc, câștigăm câteva secunde, respirăm. Să vedem acum ce va face cu această minge Drezaliu, o spate în centru, acolo în care o nostru spre ureche, ureche bagă piciorul sub minge, încercă să-l angajeze pe Tudor, dar pierdem posesia balonului. Din nou oaspeții au intrat în posesia mingei, combină undeva în jumătatea lor de teren, încercă să declanșeze o fază pe una dintre extreme, ia să vedem, da, o minge lungă, însă după părerea mea va fi prea lungă și nu va ajunge jucătorul echipei adverse și aceasta se duce în afara spațiului de joc. 0-0. Ne apropiem de finalul primei reprize. Gavrilă. Pază frumoasă. Grigore. Grigore face un dribling spre Sonia. Sonia bagă mingea pe între picioarele unui jucător advers. Grigore rămâne la balon. Să vedem ce face Grigore. Încearcă să pătrundă, reușește, dar nu este în circuit. De doi jucători au venit doi jucători și l-au blocat. Rămân jucătorii de la Ileana în posesia acestei mingi. Așteptăm finalul acestei prime reprize. Sonia îl întoarce pe jucătorul echipei și da, era clar că arbitrul va fluiera o lovitură liberă. Ar mai fi un minut, probabil. Din nou, mingea, da, nu, nici oaspeții nu se înțeleg bine între ei. Nu leagă parcă jocul aici, pe această bandă. Ceva mai bine acolo, parcă pe banda dreaptă au reușit să aibă câteva acțiuni mai periculoase. Călin este cel care are mingea și pe care o pregătește să o arunce lung, o face lung acolo către Gerasim. Grigore ține mingea în teren, dar nu pentru mult timp în posiția noastră. Iată o minge pe lung acolo, dar probabil va ieși călugărul și o reține. Periculos, periculos și aceștia pe viteză. Tudor se află între trei jucători, este nevoie să întoarcă. Calmă puțin jocul la Drezaliu. O minge pe lung la Drezaliu, care îl vede foarte bine acolo în extremă, însă este semnalizat în poziție de offside. Dacă nu mă înșel, cel semnalizat a fost chiar Gerasim. Minge lungă. Călin protejează mingea care ajunge în brațele lui călugăru. Cositor. Scoate mingea aici în bandă către Gene înapoi la Călin, care obține o aruncare dramatică. Probabil aceasta va fi ultima fază a primei reprize. Călin aruncă acolo spre centru. Cositorul, același Călin, încearcă o degajare. Mingea intră în posesia lui Gene către Cositorul. Trece Cositorul cu balonul din colo de jumătate de teren, care ajunge la Grigore. Grigore foarte bine, deschide mingea pe stânga în direcția noastră de atac. Gavrilă, Cositorul încearcă să-l deschidă spre Tudor, dar nu, parcă nu se leagă ceva acolo în față. Iată o fază interesantă și obținem o lovitură de la colț. Vor fi 3 minute de prelungire toate de central acestei partide. Hai să vedem această fază, cum se va executa de către echipa noastră. Ar fi minunat acum un gol la pauză. Să vedem cum se va executa această lovitură de la colț în favoarea echipei noastre.
sunt acolo în careu. Toți jucătorii noștri, iată Călin, ureche, minge aruncată pe lung. Iese portarul, boxează și mingea se duce din nou în afara spațiului de joc. O nouă lăptură de colț. Să vedem, acum se execută un alt în careu. Nu e nimeni acolo. Nu e nimeni acolo, a tras direct în aut de poartă execuția acesta lui Gavrilă la acest corner. Sunt într-adevăr o echipă destul de periculoasă, această echipă a celor de la Viitorul Ileana. Stau foarte bine așezate în teren, observ că și la condiția fizică, Sonia bagă acolo hotărâtă un picior. Bravo, Dragoș! Reușim să stopeze o acțiune a echipei călărașene. O minge prea lungă și cu siguranță am câștigat-o. Călin? O minge lungă acolo. Un picior cam sus, da, într-adevăr, picior cam sus acolo ridicat de către Grigore, care deja vede un cartonaș galben. Probabil aceasta să fie și ultima fază a primei reprize, 0-0, o minge aruncată în careul nostru pe lung. Cred că va ieși Călugăr, da, foarte bine, Călugăr iese și potolește această acțiune a echipei Sonea. Trebuie să dea drum la minge mai repede. Iată, am pierdut, din păcate, controlul acestei minge. Trebuie blocată această fază. Reușește acolo Sonea, spune un cap și Piticu Cene reușește să o trimită în afara spațiului de joc. În momentul în care, iată, arbitru central acestei partide fluieră finalul primei reprize la pauză, 0-0. Așadar, pe 45 de minute de joc, cele două echipe vor intra la cabine cu scor alb, ca și în meciul precedent, 0-0. Să sperăm că și evoluția echipei noastre va fi una mai bună, la fel ca în meciul cu Boldește, și vom reuși să marcăm un gol, cel puțin în a doua repriză. Pauză 0-0, revenim cu repriza a doua.